I'll get you, motherfucker, don't worry about it. Să nu știu că ai mai intrat și vorba cu el, că plec de aici. Nu îl găsesc alt cuvânt, deși îi spune urât, puțea. Și el, buddy, that's exactly my fucking hand. Ne-a făcut. Am stat ieri treia, prima zi unua. Am ieșit bifurile târziu de la 11 noaptea, cred. Dacă așa era. A început și celălalt frate, un B, care e mai turbo, la jumătate de oră, celălalt. Dar l-am mai băgat, am mers la somn și am scăl joc pe ăsta de la 12 azi. De la 11, de fapt, a început deja de o oră. Jumătate de oră. Am fost jos mic dejun, cafea și mă duc încolo să joc ăsta. Cele de la ora 11 sunt la 40 minute nivelul. Ăla de aseară a fost la jumătate de oră un pic mai turbo, iar în seara asta e ultimul flight, că aici la în Cipru au pus doar 4 flight-uri. În față de Barcelona unde au fost 6. Evident, o să strâng mai puțin bani, dar până la urmă tot e un tunel bun. Ieri că au fost deja 1000 de intrări, azi cred că o să fie 1500-2000. Deci vreo 2500-3000 de intrări, înseamnă 2,5-3 milioane. Turneul e super bun, dar în același timp vorbeam cu băieții, fiul de destule la sol, adică nu mă așteptam, mai ales la 1000. Ieri am avut masă în dreapta mea Sam Grafton. Eu spun că toată lumea știe pe Semi, Bombardier, Team Stars, Team Site-ul Dușman. Să vă păzesc niște mâini, chiar cu el am avut niște mâini interesante și am și făcut Caterin, că e foarte amuzant și carismatic. Trebuie să spun că v-ați uitat la el, nu știu, eu țin minte că am început să mă uit la videoclipurile de pe Rani Toans acum, nu știu, 7-8 ani. Mă uitam numai la el, că el era singurul care pe lângă content de poker mai avea și glume, etc. Avea un vibe așa. Și el a fost, l-a mutat locul 9. Eu eram locul 1, cu dealer între noi, practic. Și deși am reușit să iau lui fițele, le-am dat la un niț, în stânga mea. I-am dat tribet de vreo 3 ori, mi-a băgat bani în față, o lină de fiecare dată și de fiecare dată n-aveam. Acum deschide el, eram 7 la masă, cred că unul era 7 la masă, unul era, cred că așa, un six masă, unul era lipsă. Eu dau flat 5-6 sticker, vine și small cu flat. Colul meu e marginal, dar având în vedere cu butonul, e unul pasiv, un turc la vreo 50 ceva de ani, super pasiv, m-am dat niciun tribet în 5 ore. Iar bigul e balenă, pot să adaug chiar dacă sunt early position. Era UTG, eu sunt UTG-1 cu 5-6 sticker, dar again, în condițiile astea, deși colul practic ca și strategie e prost, poți fi exploatat de squeeze-ul după tine, etc. Când sunt mesele astea și analizez pozițiile bine, eu le dau pe astea, adică nu mă deranjează. Jucăm 3-way mână, vine as 47 rainbow, check small-ul, check el. Acum sunt, era blind 1200, a deschis 2500, jos sunt 10.000 de fise. Eu dau 3500, 10.000, small-ul pas, el își ia 5 secunde, call. Turn vine as, aduce un flazon, nu al meu. Deci sunt două negre în jos, noi avem 5-6 de roșu. Acum el cer, jos sunt 17.000 acum. Și zic, bă, hai să mai dau una mică. Tot ce avem capte la chindă și putem pune presiune oarecum pe, în funcție de river, pe perechile alea pe care le are optari, aptu, popi, de ce nu? Deși asul dublat nu e o carte bună ca să încerc să folez chestiile alea, dar în fine, vedem. Plus că mai are, I don't know, poate are popă, damă, off, care face un float, chestii de genul ăsta. Iar cele cu flash draw, cred că dă sibet, să zicem că a venit neagră, turn, as, negru. Deci dacă are mână ca popă, damă de negru, dă sibet să joacă ce crezi flop. În experiența mea, cam așa joacă ei. Deci ei le exclud din range. Acum în 17.000 dau 6500. El își ia iar 10 secunde call. Și river vine valet negru, se completează flash-ul backdoor. Iar acum ca range-ul lui are așa range, probabil are și alt valet cu care joacă time to time, check call, check call, check call. Dar na, dacă are full să ia bani, ideea este că pe river sunt 30.000 jos și nu mai are 40.000. Clar trebuie să trag, pentru că am spus că nu are flash-ul în range, backdoor-ul aia cu care dă SD. Chiar mi-am avut 3 minute pe river, încă nu știu care e, n-am laptopul la mine și nu pot să o pun în pion solver, să văd care e sizing pe river, dar nu cred că e ceva wow, adică nu văd cu ce m-ar putea uimi,
în momentul ăla mă gândeam să dau, ori să dau mic, genul Nindutis, dar nu prea văd ce aș putea să transform el în blau. Poate o mână ca Zecare, I guess, cu 10 de negru, ar putea să joace check all-in. Și ca să foldăm noi un fucking, nu știu, as 9 suite sau nu știu, ceva de genul, sau poate, poate mă. Dar nu are așa multe check all-in. Deci am zis, ok, Minduti să eliminăm, trebuie să dau mare. Și mare cât să dau, parcă all-in-ul lui avea vreo 45.000 și mai au 30.000 jos. All-in-ul nu prea are sens, că nu prea avem noi, nici noi bluff-ul. Deci, el accept la mine nu cred că îmi dă 5-6 suite cu care am ajuns eu acolo. Lumea nu prea dă flet în general, nici nu mă știe. A văzut totuși că s-a agresiv, eu v-am spus că i-am dat 3 bet fold de pe 3 ori, la 2 ani și le fite. În fine, deci eu se dau pot, 30.000, el își ia genul, fac în 3-4 minute și începe să vorbească cu mine, că râdea și cu prietenii mei, că râdea mare de mine, că bă, să nu zici că a intrat în vorbă cu el în timp ce el, când high roller e în ship, trebuie să spun că au store-urile astea de a culege informații. Asta, bă, că și așa e dat flat-ul ăla super ambițios să stop 6 semi. Să nu știu că ai mai intrat și în vorbă cu el, că plec de aici. Și chiar n-am intrat, adică l-am lăsat să vorbească singur. El îmi zicea din pumânii, buddy, I have a really good hand, what should I do here? Mărgea la asta. În fine, se gândește 4 minute de pas și el e foarte comic așa. Și se dă după dealer, el fiind locul 9 de aptamea, se dă după dealer și îmi spune, buddy, you had it? Și eu zic, Sammy, relax, S10 is no good here. Și el, buddy, that's exactly my fucking hand. You had it? Bineînțeles că nu i-am spus. După vreo 5 minute, iar să dă după dealer, buddy, you had it there? E deranjant pentru cineva în spotul ăsta, că i-am și spus că dacă eu păzesc asta și îmi spune unul mâna într-un spot în care arunc river-ul, e super frustrant, pentru că te gândești că bă, dacă ăla știa exact ce am, deci am dat așa mare, e mindfuck-ul ăla. În fine, apoi am avut mâini așa mai interesante, am avut una tipul din strâna mea, destul de tight, deschide o 3500 pe 1500, el o face, nu, tot pe 1200, 2500 eu dam 10, dam 10 de roșu, el 8000 în buton, eu call, pop 8-9, am gutsat și backdoor la culoare. Check, el subiect mic, eu call, turn pop, se pune un flash-ul, dar nu a meu, două negre, check, check, river, as, aduce flash-ul ăla de frunză, again, ca și în spotul celălalt, noi avem minim, ideea este că e super nasol spotul ăsta, practic așa m-au vreo 3 trebuie pot cu ăla și n-am putut să blufez, pentru că are as X în range, o mână ca as-valet, as-dama, as-10, dacă are, mai ales cu frunză, as-valet, cu 10, valet, damă, cu frunză, nu-mi folează niciodată. Dacă trag, trebuie să trag mare, pentru că reprezint, cred că minim trips de pot. Iar la mare, nu știu, da, la mare, nu cred că trag foarte mare cu o mână ca pop-valet, totuși. Deci, poate reprezint minim trips de pot, mai spre culoare full. În fine, deci să las mâna acolo, el dă snap check în spate, care are valet, valet negru. Nu mi-e așa oricum, dacă doi am bet. Am avut poturile astea frustrante și vreo 3 am scopat, de fuxim 100 de mii de la CMI, prietenul meu. Apropo, când a ieșit din turneu, s-a ridicat la masă și i-a zis, bro, uite că tot m-ai întrebat, sincer nu pot să zic mâna, că abia ne-am cunoscut și ne-am prietenit, dacă spun ce aveam, nu mă mai bagi în seamă, că e proastă mâna mea, pot pre-flop. Și el a înțeles ideea că eram blanc și a zis că I'll get you, motherfucker, don't worry about it. Dar în fine, e ca tine, că chiar am făcut, e singur la masă care, cu care glumeam, etc. În rest, nu știu, ea încordați care e professional poker player, îți văd de cărțile lor și nu scot un cuvânt. Iar mâna cu care am ieșit a fost versus un... Azi că vă zic partea amuzantă, că asta chiar a fost amuzantă pentru voi, cred, spun, pentru mine a fost. În stânga mea un sconx, frate, unul din Ikea era. Nu găsesc alt cuvânt, deși îi spun urât, puțea. Bă, un danf m-a terminat. Până și, deci eram locul 1, el locul 2. Dealerul în dreapta mea era o româncă la un moment dat și spunea că, bă, abia aștept, îmi spunea mie, care era mai aproape de el, zice, abia aștept să mă mut aici, nu mai pot. Eu mă uitam la ea, tu nu mai poți? Eu sunt de 2 ore, frate, cu omul ăsta aici, te rog. Nu știam neacum mai să mai fac și am spus, vine pauza, urma pauza în 20 de minute. El mai avea 9000 de fise, blind 1200 și am spus, doar, slavă Domnului, să duc o dată, măcar după pauză, să nu mai am o stânga mea.
de karma cu umorul ăsta dark, negru, shit, UK. De 9.000 de fise dă tripla ultima mână, penultima mână din pauză, dă tripla, face 30.000. Și următoarea mână prinde care eu de 3 ani, 3-3 damă, ăla are pop și dă încă o dată, după are 60.000 acolo pe pauză. Am zis că nu, asta nu e viața reală, nu mai sport încă. Simteam că am fumat weed sau ceva genul, așa mă simteam. Și nici n-am vreodată tupeu, cel puțin eu, nu știu, cei care o fac, bravo lor, așa trebuie să faci tot, să-i zici. Eventual să le iei deoparte, ca să vorbeam și cu un prieten, că asta e de făcut, le iei deoparte și zic, bro, uite că e fază, mă deranjezi, efectiv. Du-te frate, pe fond, du-te până la toaletă, cazinoului, spal, nu mai poți sta unde tine. În fine, și la pauză m-am ridicat și am vorbit cu Florian, cu care mă știu eu din Irlanda, și el a zis că gata, I got you. În fine, după pauză, cumva, nu știu ce a făcut, și-a schimbat decou, tot mai era un DAF, dar mai decent. Colac peste pupul, de cine m-a scos el. Deschid acum 3500-1500 butoni, el din small blind. Mai aveam 50.000 aici. Deci 33 de blinduri. El din small blind, primului tribet într-o zi întreagă în care n-a stat nimic, îmi face size 9000. E foarte mic sizing-ul, dacă acolo ar fi normal să faci un 4x minim sau pe acolo, el mi-a făcut nici 3x, adică n-am fost dau paze și e periculos range-ul lui, e super tight. Flat 9000, damă 10 negru și flopul e alt damă X, două negre. Deci avem pereche și flajă. Jos sunt 20.000 de fițe, sibetul lui este 20.000. Bravo, pare. Evident, în capul meu are azi popă tot timpul, n-avem ce să facem, mai avem 40.000 în spate. Și zic, agresiv bet, agresiv olive. Snap call, are azi popă, nu are neagră, are azi popă cu popa de inimă. Când a văzut cartea mea s-a îngălbenit la față, că totuși am o grămadă de auto. Avem damă, 10 și flajdo, sunt multe auto. Râdeam de el, am zis că nu te aștepta să vezi cartea asta, nu? Era, nu știa ce să ceară pe tăl, bineînțeles că a venit 5 inimă, 5 jos. Nu știu de unde apar cărțile astea. Dar oricum, karma e izăbici, apare. Scomsul care m-a terorizat o zi dragă m-a și scos. Anyway, mă duc la 1C azi și mai avem turbo de seară, sper să n-ajung în el, că ar fi cel puțin dezastru, pentru că sunt frustrante chestiile astea, adică de asta nici n-am vrut joc aseară, pentru că acum jucam și aseară și cel de seară ține până la 4-5 dimineața, dacă mai știu ceva genul, se joacă până la 15% din field. Jucam și ăla de seară, azi la 11 mă trezeam să joc și ăsta, de seară iar jucam turbo, adică intri în valul ăsta, la balanșa asta de gloanțe. Și mâine e ziua 2 la 12, adică e joci în continuu și oboseala asta, ok, avem noi experiență de turnee, dar e deranjantă. Și acum merg la 1C acum și sper să calific, să ne vedem în ziua 2, turneul o să fie bombă, adică minim 300.000 primul loc, cred. Asta e view-ul din, stai că mi-a luat FB-ul, ia să văd cum, mi-a luat FB-ul o jucărie, FB, îți mulțumesc frumos, dar încă am prins urechile cu el. O să caut eu, am căutat un trailer pe YouTube cum se folosește, etc. View de la hotel, v-am spus, e super mișto locație aici. Plaza e undeva în partea aia acolo, foarte mișto, foarte liniștit. Sunt pe stânci, canapele făcute, e cu cap făcut locul ăsta aici, așa că dacă n-ați fost... Ok, guys, hai că vă mai dau update. Let's fucking go, chat. I don't know, băieți. Uitați obicei view cu munții ăștia drăguți aici. Măcar ăștia să mă calmeze dacă tocmai am ieșit din 2000 high roller. E 3, întâi am băgat 3 gloanțe, e doar la turbo, la 1D, care era hiper, de fapt, 20 minute blindul. Dar noi știm, hiper e sunky. Am avut un pot nasol, pe blind, am intrat max lay 3, cu 1200 era blindul, cu 30.000, deci 25 de blinduri. Am reușit dubla prima mână, în fine, și fac, avem 110.000 pe blindul 1500. Și apoi am avut potul ăsta important și nasol, practic pentru că făceam 220.000 blind 1500, când average era, cred că 42.000 sau ceva genul. Am deschis eu azi damă, unul în stânga mea e, eu cred că SMP sau low jack, stânga mea e all-in 7 blinduri, butonul izolează de la 7, face click cumva, cât e dracu, 12 blinduri jumate, ceva genul. Și joacă din ochi, nu l-am pus să nu mi-e, joacă minim 50 de blinduri, eu am 80 sau ceva de genul. Dau o lina zamă, el snap call, 8 tari, în fine, și flopul este damă 5-6, shortul are 8-9 suit, altul, 8-9 suit, o lin fără fold equity, și damă 5-6, 8-9 suit, 8 tari, și bă,
poate să-i dea 7-l ăsta, nu contează, că iau potul mare versus celălalt, fără 8, un singur out. Bă, mai că vine 9-7, fac chinta amândoi. Și asta spunea, făceam 220.000 acolo, a rămas în 40.000, m-am mutat la altă masă, se schimbă blind 2.000, cred că era, și am ascult pe sutin în buton, mamă, asta e mâna, bigoare aș. Da, deci cam asta a fost S3, a păcat, e super un turneu, îl avem pe Norel late la momentul ăsta, avea și stake mare, să-i urăm good luck. 2200 high roll, l-am jucat al primul glonț 1A, o să dau re-entry în turbo, pentru că era blind 1000, nu mai am 30 de blinduri. Că după aia îmi vin idei, știți voi, mai bagă și turbo, etc. Dar se face destul de mare și de asta o să dau și re-entry. Erau deja 800 de intrări în 1A și o să mai fie cel puțin 500 în turbo, adică e imens și 2000 ăsta. Am ieșit din el versus, mamă, ce balenă, foarte simpatică, eu locul 1, el locul 2, un francez, cred că spunea că e, juca total random, adică era blindul 600 și deschidea 4200 open, chestii de astea, dă limpul TG-ul, eu completez small dama 9, el check din big, vine 2-6-9 flush draw, două inimi, eu am dama 9 cu dama de inimă, check, check, TG-ul bate 1200 jumătate de pot, eu fac 4500, ăsta call din big, 4500, pasă ăla, turn 2, îi dau mare, call, river X, all in, call 2-8 off. Pe 2-6-9-2 inimi, l-a dat call cu 2-8, cu 8 de frunză. Deci nu vă mai explic cum zica domnul, nu? În fine, GG, next one. Mă, să stau un pic cel, am venit la cazare. Ăsta e hotelul unde sunt cazat eu, se cheamă Crystal, dacă mă înșel. Iar pokerul e fix clădirea cu Albin la, v-am spus, 2 minute de mesaj jos. Hai, v-am fărat și hai cu turbo. Dacă tot am timpul ăsta până ce începe 2000 turbo, am să vă prezint un pic și camera, ceea ce am mai făcut până acum, dar mă gândesc că unii poate să fiți curioși. Mi-ați mai spus să arăt sneakers, cămășile pentru Final Table Sankey, pe care nu le purtăm niciodată. De fapt, hai să nu ne plângem de milă că am purtat-o recent pe cămăș, deci s-a notat aia, de obicei nu vrea să întâmplă. În rest, camera e super drăguță, mare. Trebuia să stea Gicoveanu cu mine. Gico, unde? E posibil să apară totuși la mine, evident, mi-a dat o șansă, că m-a lăsat singur. Dar, super ok camera, n-am mai fost niciodată la mine, v-am spus. Iar ăsta este view, îl folosesc acum pentru a mă ieși din til, practic. Funcționează imaginea asta să scap un pic de tiltul ăla. Începe în 2 ore sau 3 ore, începe 2000 turbo, mergem să băgăm un glunch în ăla. Și mâine, cred, mâine, da, mâine începe main eventul 5000. O să încerc să fac o filmare de asta și cu sala de la main event, că atunci o să fie nebunie și să vadă un vibe-ul. Sper totuși să n-am timp să o fac, sau să o fac în pauze, nu ca acum. Folosim timpul ăsta liber, vă arăt împrejurile, practic. Hai, vă împate. Daia filmau el hangover, vine la masă, domnule, că am fost la parte aseară, mă doare capul. Cineva are să-mi ia o pastilă, s-a ridicat în picioare, adică un fel de fucking show la piață și le aruncă în față, așa lui Tocca și zic, bă, uite care e faza, sunt trei probleme aici.